Ancheta în cazul Hexi Pharma se apropie de final după moartea patronului Dan Condrea. Acum, cei care vor trebui să răspundă în fața legii sunt cei din conducerea firmei. Floridinu, directorul Hexi Pharma, a fost chemată astăzi la parchetul general pentru a fi audiată în acest caz în care este acuzată de sute de infracțiuni de înșelăciune, dar și de punerea în pericol a sănătății publice. Controversatul caz al dezinfectanților diluați din spitale furnizate de firma lui Dan Condrea este aproape finalizat. Urmează ca dosarul să fie judecat în curând. Procurorul general Augustin Lazar spunea că la finele lunii februarie ar trebui să se întâmple acest lucru. Directoarea generală Hexi Pharma, Floridinu, a ajuns din nou în fața procurorilor de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dar nu a vrut să dea detalii jurnaliștilor despre acest dosar. N-aveți nicio urmă de regret pentru asta, doamna Din? Da, scurte declarații, precizări venite. Vă rezultatele acestea de laboratorul celor care au venit? Nu pot să declar nimic în momentul de față. Este o anchetă în desfășurare. Vă mulțumesc frumos. Nu a fost finalizat dosarul? Acuzațiilor a crescut de la 128 la aproape 300 și prejudiciul este uriaș. Este adevărat. Și vi se par că sunt fondate aceste acuzații? Am spus și repet, nu pot să declar nimic. Este o anchetă în desfășurare. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Când o să am ceva de spus, vă declar. Mulțumesc frumos! Floridinu este acuzată că prin activitatea sa de conducere și coordonare a departamentului de vânzări Hexi Pharma asigura vânzarea către spitale a unor produse neconforme. Astfel ar fi împiedicat luarea măsurilor privitoare la prevenirea și combaterea bolilor infectocontagioase. Urmează să fie judecat în acest caz și chimistul companiei, Mihail Leva, cel care ar fi modificat rețeta dezinfectanților. Vreți să ne răspundeți până la urmă? Vă e rușine? De ce nu vreți să vorbiți? Pentru că este o anchetă în curs și nu știu ce pot să vă spun. Păi bun, cine v-a pus să diluați? Nu știu dacă pot să vă spun, întrebați parchetul. De cât timp făceați asta? Întrebați parchetul. Procurorii susțin în rechizitorul întocmit că Floridinu a fost instigată de fostul patron al Hexi Pharma, Dan Condrea, pentru a face aceste ilegalități, deși știa că produsele comercializate nu respectă specificațiile de pe etichete. Imediat după izbucnirea scandalului, Dan Condrea a murit într-un accident de mașină.